Salut și bine ați venit pe Gel Crypto. Astăzi avem update pe Bitcoin, Elrond și Polkadot. Vă prezint scenariul bullish și bearish, vă spun zonele pe care le consider eu bune pentru buy și părerea mea despre market. Vă mulțumesc pentru subscribe, like, comentarii și sper ca pe viitor să formăm o comunitate cât mai pregătită pentru volatilitatea și manipularea din market. Dacă doriți mai multe informații, le puteți găsi pe pagina mea de Twitter, unde eu postez analize tehnice, update-uri pe Bitcoin și pe altcoins, se fac analize la cerere, tot pe această pagină puteți găsi trade-uri pe care le-am luat, zone în care cumpăr, părerea mea despre market. Avem o comunitate destul de mare, undeva la 6.000 de persoane. Dacă aveți o problemă, îmi puteți scrie, dar o să vă răspund atunci când o să am timp. Da? Aveți mare grijă la scammer sau mulțiși pe YouTube, nu sunați la cele numere de telefon pe care le vedeți în comentarii și nu intrați în grupurile lor, pentru că o să vă luați țepe. Tot ce vedeți pe această pagină este gratis. Da? Dacă vreți să vă înscrieți la următoarea extragere, puteți câștiga o ședință cu mine pe Zoom, timp de o oră, în care noi putem vorbi despre trading. Aveți un link, dați scroll în jos pe această pagină și aveți linkul undeva aici, îl căutăm imediat. Acesta este linkul, dați click, ok? Și o să vă trimită către acest formular și vă puteți înscrie. În acest moment avem 359 de persoane înscrise. Aveți de răspuns la două întrebări foarte simple. Da, răspundeți și cam asta este. Dacă vreți cărți, le puteți găsi pe Google Drive-ul meu. PDF-uri despre candlesticks, Fibonacci, Elliott Waves, Psychology. Da, intrați și pe acest folder. Aveți câteva print screen-uri. Iar în acest Word document puteți găsi câteva link-uri ajutătoare. Da. Ok, și acum haideți să trecem și la analiza tehnică. O să vorbim despre Elrond prima dată, după care trecem și la Polkadot și Bitcoin. Nu vreau să stau foarte mult pe această monedă, pentru că am tot vorbit despre ea, am pregătit două scenarii. Acesta este scenariul în care noi ne-am aflat acum în valul 2 și am avea o ocazie super bună pentru acumulat. Deci, ce vedeți cu galben îngroșat sunt zone în care acest val 2 se poate opri sau poate fi bottom-ul valului 2, după care se întâmplă valul 3 și ne poate duce și până în 500 de dolari, fără nicio problemă. Da? Deci avem 154, 120 și 105, zone foarte bune pentru acumulat. Eu personal o să cumpăr aici. Da? După cum știți, 2-ul n-ar trebui să depășească sau n-ar trebui să facem un lower low. Da? Dacă am trecut de 50 și cât a fost aici maxim, 56 probabil, da? O să intrăm în scenariul foarte bearish, da? Pe care vi l-am prezentat acum câteva zile. Mi se pare că chiar și în videoul de ieri îl puteți viziona acolo, da? Dar să nu ne gândim atât de departe, pentru că nu are niciun rost în faza în care ne aflăm acum. Da? Bun, deci ăsta este un scenariu, zone foarte, foarte bune. Ce este cu galben mai subțire? Este destul de probabil să vedem, sunt zone puternice, dar este destul de probabil să trecem prin ele. Putem avea o reacție din care să ne luăm un profit, un in and out, dar n-aș avea foarte mare încredere în prima zonă, de exemplu. Da? Dar ce avem mai jos este puternic și dacă avem noi șansa să găsim bottom-ul valului 2, este super ok. A investit și aștepți. Este foarte bine pentru că măcar n-ai rămas sus, agățat, nici măcar aici și ai reușit să cumperi undeva jos. Asta e toată șmecheria. Da? Fiecare trebuie să avem portofelul pe termen lung, că așa se fac banii în cripto. Da, te ajută și psihologic, da? Pentru că un daily trader sau pentru un daily trader este destul de greu să facă profit constant sau să trăiască doar din profiturile pe care le face din trade-urile de zi cu zi. Da? Deci, dacă vrei să fii un trader adevărat, profesionist, trebuie să ai neapărat și portofelul pe termen lung, pentru că te va ajuta în trade-uri. Okay? Este destul de important să știi că, dau un exemplu, tu ai portofelul pe termen lung, ai cumpărat jos, iar dacă prețul se duce în sus, tu oricum o să
iei câteva trade-uri, dar foarte scurte, da? De exemplu, ai cumpărat în această zonă, ai făcut un profit, ai retras, după care prețul se duce în sus. Te oftici că n-ai lăsat mai mult trade-ul ca să faci mai mult profit, pentru că tu deja ai ieșit în această zonă, pentru că ești daily trader, știi, probabil te satisface un profit de 1, 2, 3, 5%. După care, după ce ai ieșit din trade, vezi că prețul se duce în sus și te oftici. Și mulți traderi amatori sau începători ce fac? De supărare, ca să zic așa, încearcă să intre și mai sus ca să mai prindă ce mai e de prins. După ce au intrat, bam, prețul a scăzut, da? Și-au pierdut și profitul pe care l-au făcut, acela 5%, pe care era, care ar fi fost garantat dacă n-ar fi intrat sus, după care știi ce se întâmplă mai departe, încerci tu să pierzi tot mai mult. Asta e toată ideea. Dar dacă tu ai portofelul pe termen lung, asta te poate ajuta psihologic. Pentru că dacă tu vinzi la 5%, nu mai ai nicio problemă, nu te mai interesează dacă a crescut. Pentru că tu nu te mai oftici. Oricum ai portofelul pe termen lung și ai cumpărat jos și îți produce ăla, dacă se duce prețul mai sus. Ok? Este foarte simplu. Fiecare ar trebui să facă treaba asta. Sper că ați înțeles ce vreau să spun. Bun, haideți să vă arăt acest scenariu pe care l-am început ieri, mi se pare, și nu l-am terminat. Am făcut un subcount pe Elliott Waves și îmi dă că s-ar cam duce în jos. Ce vedeți cu alb? La fel sunt pentru in and out, nu sunt zone foarte puternice, dar sunt ok. Putem vedea respingeri destul de mari în aceste zone. Ce avem cu galben? Zone pentru acumulat. Da? Acest Z poate confirma și valul 2, fără nicio problemă. Pentru un scenariu bullish, ca să zic așa, să zicem că nu ajunge Elrond în aceste zone, pentru că Bitcoinul începe să aibă un pump și probabil Elrondul o să-l urmărească, deși aici trebuie să avem mare grijă. Bitcoinul în acest moment se află într-o zonă în care ar putea sări în sus oricând. Da? Și dacă Bitcoinul va avea un pump, îi va crește dominanța și astea o să rămână în urmă. Ok? Și de asta ar fi foarte ok să ne axăm destul de mult și pe Bitcoin, pentru că dominanța Bitcoin este foarte jos, a format un double bottom și este destul de posibil să sară de acolo. Da? Și atunci altcoinurile vor rămâne în urmă. Dar ce este de făcut? Dacă dominanța Bitcoinul este bullish, este foarte ok să ne axăm mai mult pe Bitcoin acum și mai puțin pe altcoin. Pentru că oricum a fost un altcoin season, ca să zic așa, market makerii ne-au dat o grămadă de șanse să facem bani cu, cum a fost cu ADA, cu Elrond, cu Solana, da? Dar acum atenția ar cam trebui să se îndrepte și către Bitcoin, da? Și v-am explicat, dacă ăla o să aibă un pump, ăstea vor rămâne în urmă, iar și banii voștri vor rămâne în urmă pentru că stați în altcoinuri. Asta e ideea, deci trebuie să ne axăm puțin și pe Bitcoin. Și ce faci? Păi dacă acum te axezi pe Bitcoin și crește dominanța pentru că ăla o să aibă un pump, faci bani cu Bitcoin-ul. Nu mai faci cu altcoin-ul. După care, altcoin-ul ce face? O să crească și o să bubuie atunci când Bitcoin-ul se va opri, pentru că Bitcoin-ul nu o să pompeze până la nesfârșit, o să aibă și pauză. Atunci ce facem pauzele alea când Bitcoin-ul stă? Intri în altcoin-uri, pentru că altcoin-urile vor bubui și tot așa, înțelegeți? Deci ai făcut bani pe Bitcoin, că a crescut, după care când are o pauză, nu mai faci niciun ban, dar faci din altcoin-uri. Te schimbi puțin, da? După care la fel, după ce ai prins ceva zone sau ceva profit ca lumea pe altcoin, ai intrat din nou în Bitcoin. Da? Depinde de dominanța Bitcoin-ului cum arată. Asta e toată ideea. Ca să nu pierzi, pentru că, da, mulți vor intra în Bitcoin, pentru că știu de treaba asta, de dominanță și putem avea pump-uri pe Bitcoin fără nicio problemă, chiar dacă piața, din câte am văzut pe statistici, nu arată bullish mai deloc, da, arată că Bitcoin vrea să ducă mai în jos, dar vă spun pentru acele momente când veți vedea că Bitcoinul sau că dominanța Bitcoinului va crește. Da. Astea vor sta pe loc și în cel mai bun caz îl va urmări, dar depinde acum dacă începe ăla să bage, vă dați seama că banii se vor îndrepta către el și astea vor cam sta pe loc. Asta e toată ideea.
Și atunci treceți înapoi pe altcoin-uri când vedeți că Bitcoin-ul a luat o pauză. Nu este nicio problemă. Ok. Deci, Elrond. Ăsta e countul. Ideea e că nu prea dă pe Elliot Waves, de exemplu, nu prea dă un scenariu în care de aici să bubuie, să sară în sus, sau cum se mai zice, ce termen să mai folosesc. Dar avem acest scenariu. Oricum, sunt foarte multe persoane care au acumulat, am dat zone și la 182, 184, din câte țin minte pe Twitter, și sunt persoane care mi-au scris că au acumulat în aceste zone, deci sunt care nu o să le pese dacă de aici sare în sus și nu se mai duce în jos. Pentru că i-au cumpărat și au acumulat la 184 zona asta, da? Ok, dacă n-ai cumpărat până acum, nu e problemă. Așteaptă pullback-ul. Da? Și vei cumpăra din nou. N-are rost să intri în această zonă. De fapt, poți să intri fără nicio problemă, măcar să nu intri cu toată suma. Eu asta sfătuiesc. Am avut deja un pullback, ce zici, băi, pot să iau la o reducere, nu nicio problemă. Dar măcar nu intru cu toată suma, că dacă s-a dus mai jos, o să plângi. Da? Deci nu zic să nu cumperi. Cumpără, frate, n-ai nicio problemă. Cumpără orice vrei tu, dar ceva ce merită, ceva monede de top, măcar. Poți să cumperi în orice moment, atâta timp cât mai ai bani să cumperi mai jos. Vorbesc de spot, da? Acum o lăsăm deoparte puțin cu leverage-ul și vorbim despre spot și acumulări. Ok, dacă scade, avem aceste zone. Sunt mulți care, chiar și pe spot, intră și ies. Zonele astea vă pot ajuta, da? V-am spus, intrați pe acest canal să aveți confirmări. Nu trebuie să luați exact zonele pe care vi le dau eu. Ok, bun. Dacă am fi într-un scenariu foarte, foarte bullish, haideți să ștergem puțin. Deci ideea e că în această zonă am avut un Haydn Bullish Divergence, care ne-a cam propulsat în sus și încă n-am făcut niciun higher high, dar n-am făcut niciun lower low. Este undeva la mijloc. Și vom vedea acum ce se întâmplă, pentru că și Bitcoin-ul cam stă și pregătește el ceva acolo, da? Este într-o formă de acumulare. Și vom vedea ce va face. Dacă e să luăm pe un scenariu foarte, foarte bullish pe Elrond, asta ar însemna că valul 2 s-ar fi terminat în această zonă, pentru că dacă luăm un Fibonacci din 0, de fapt din 52 până în 303, vedem că pe linear chart s-ar fi retras la 0,5, adică ar fi un target pentru un val 2 și să avem acest scenariu. 1, 2 și acum să intrăm pe valul 3 și să nu mai vedem zonele astea de jos, dar nu prea îmi vine să cred că se poate întâmpla asta. Și atunci countul ar fi așa, asta să fie valul 1, 2, 3, 4, 5, ca să confirme 3-ul mare, care normal că 3-ul se poate duce mult mai sus, dar acum n-ar rost să fac acest update pentru că n-am destule informații pe chart, n-am destule lumânări ca să confirm acest scenariu, da? Bun. Deci cam asta este pentru Elrond. Numai puțin să dăm înapoi. Când mi se șterg iar astea. Bun. Hai să trecem la Polkadot. Monedă foarte bună. Și Elrondul am cumpărat foarte jos, dacă țineți minte și mă urmăriți de mult. La fel și Polkadotul. Am reușit să cumpăr aici la $11, parcă nu mai țin minte exact, 10 sau cât a fost. Da, monezi destul de ok pe care eu le acumulez pentru long term. Profituri s-au făcut, am retras deja, n-am stat foarte mult. De exemplu, pe Bitcoin v-am explicat că o să încep să retrag. Când eram la 29.000 v-am spus că am acumulat și că o să retrag după ce trecem de 45.000. până în 0.61 pe Fibonacci. Asta am și făcut, dar n-am retras tot. La fel și cu Polkadotul. Dacă vedeți, dacă punem un Fibonacci de sus până jos, eu am început să retrag deja. Am retras ceva profit după ce am trecut de zona asta, mi se pare. De 0.5 sau până în 0.5. 30, da, parcă atunci pe Twitter când
Am dat niște trade-uri de la 30 la 33. Cred că atunci am început să retrag. Câte mi-aduc aminte. Deci ăsta pe Polkadot este scenariul bearish. Avem un ABC și poate forma un zigzag. Aici avem 5 valuri, 1, 2, 3, 4 și 5, pentru că trebuie să-mi dea mie la count, da? Și doar așa îmi dă de. Dacă este vorba despre un flat, dar nu prea văd, pentru că B-ul ar fi trebuit să meargă puțin mai sus, da, pentru un flat, dar nu este foarte exclus. Deci dacă punem un Fibonacci de sus până jos și dăm pe logaritmic, vedeți că acum a respins 0.618, nici măcar n-a atins 0.7-le pe logaritmic chart, pe linear chart, dar pe logaritmic chart ce vedem? Că s-a dus aproape până în 0.9 și ăsta ar fi un target pentru un flat, dar atunci trebuie să schimbăm counter. Și până atunci o să lăsăm treaba așa cum este. Deci am avut 5 valuri pe A, după care avem aici acest ABC mare. Nu știu dacă se vede în sistemul de culoare. Da? A, B și C, pe care dacă e să-l măsura un Fibonacci din punctul 0, A și B, vedeți că C-ul a respins 0.618, deci ar fi ok count-off. După care, acum pe acest scenariu să coborăm în jos, în 5 valuri. Și astea 5 valuri sunt așa după cum le vedeți, 1, 2, 3, 4 și 5, ca să confirmăm C-ul. După ce am confirmat C-ul, știți ce se întâmplă, da? Mergem în sus. Dar aici pe acest val C se poate forma și un ending diagonal, adică ceva de genul, la care să nu coboare foarte, foarte jos, după care să avem o creștere, să nu formăm un higher high, după care să meargă mai jos. Deci putem avea și acest scenariu. Dar la fel, n-am destul de informație ca să confirm acea treabă. Acum ce văd este așa, avem primul val, ăsta e 2-ul, poate fi confirmat. Dacă se duce mai jos și formăm un lower low, ne putem trezi pe valul 3. Și este foarte ok pentru unii, pentru că pot acumula. Astea sunt zone, numai puțin. Tot ce vedeți jos cu galben sunt zone pentru a acumula aceste monede. Sunt zone foarte, foarte bune. Da? 19, 14, 8, 5, 3. Dar ca să ajungem la 8, 5, 3, probabil că mai trebuie să baneze China de încă de 7 ori Bitcoin-ul și veți vedea și Polkadot acolo. Dacă nu mai mult. Mai banează China aici, mai banează aici și aici și gata, ați ajuns, ați confirmat ce-ul. Ok. O lăsăm așa și cu chinezii ăștia. De zone foarte ok pentru a acumula Polkadot sunt astea. Ce vedeți cu alb? Nu este nicio problemă, le-am pus acolo pentru că putem avea respingeri. Da? Bun, ăsta ar fi un scenariu care este el bearish. Acum să trecem și pe scenariul bullish. Unde am avea 1, am confirmat valul 2, da, asta mare, aici. Și acum noi am fi pe valul 3. Și ca să confirmăm valul ăla 3, vă dați seama că e de mâncat până acolo. Și avem o grămadă de rezistențe pe Polkadot mai sus. Se poate întâmpla absolut orice. Dar până acolo, la fel, n-are rost să vorbesc despre acele scenarii acum. Ce vedeți cu galben? Ar fi super ok pentru acumulat. Da? Pe scenariul bullish noi putem avea primul val, 2, 3, 4 și 5, numai puțin sunt groși, nu se vede nimic. 3. Da, deci ăsta ar fi valul 1, noi am intrat pe valul 2 și să acumulăm perfect în acest sezon la 20 și la 16, da, după care se urmează valul 3, dar trebuie să facem un higher high ca să ne confirme cât de cât un val 3. Deși nici atunci, la ce rezistență mai are Polkadotul sus, nu știu ce o să se întâmple cu acest val 3 în caz de intrăm noi și confirmăm 2-ul. Da? Este destul de greu.
Bun. Iar pe un Elliott Waves putem avea așa. Sunt mai multe canturi, da? Unul în care avem 1, 2, 3, 4 și 5, să zic așa, doar că nu arată bine acest count și nu-mi place din cauza că 4-ul sau acest val 4 nu prea văd corecția pentru sau specifică valului 4. Dar după cum vedeți, am avut doar un dump în jos și am confirmat 4, deci nu prea mi arată mie bine, da? Și asta să fie 5, după care să avem corecția de tip ABC, C-ul să confirme una dintre aceste zone, după care noi să avem primul val 2, 3, 4 și 5, ok? Asta ar fi un bullish, dar ce văd eu aici este altă treabă. Sau putem avea mai multe scenarii. Ideea e că dacă noi măsurăm puțin acest dump, vedem că a respins 1,23 și asta e specific unei corecții de tip flat, una ABC, da? ABC. Și C-ul ăsta poate duce mai jos. Și atunci, dacă C-ul duce mai jos, ia să vedem până unde. Da, deci C-ul poate duce și până în 1,6-1,8. Am mai arăt că l-a atins pe primul la 1, ăsta a fost un target pentru C, după care a respins, da, era normal. Dar C-ul poate duce și mai jos, fără nicio problemă, și atunci să confirme valul 2. Ok, și atunci count-ul se cam schimbă pe Elliott Waves. Și avem așa, de exemplu, deci în prima fază avem 1, 2, 3, 4, 5, trebuie să fim atenți la această corecție. Deci eu vreau să vă bag în cap, ca să zic așa, să încercați să acumulați în aceste zone, pentru că sunt zone foarte, foarte ok. Avem și scenariul mai bearish și aveți zone mai jos, în caz că se duce, trece de $16, da? Dar dacă am prins valul 2, este super ok. Dacă nu coboară mai jos, ne putem gândi la următorul lucru. Și să avem 1, 2, 3 și 4 aici, da? După care să intrăm pe valul 5 sau să fim deja pe valul 5. Dar asta înseamnă să nu facem un lower low. Da? Și atunci avem această corecție de tip ABC, că C-ul este confirmat. Ar fi putut confirma și valul 4 și acum noi am intrat pe valul 5 și o să-i dăm un target. Ok? Un Fibonacci din 01. Ducem un 4. O să dăm puțin pe logarithmic chart și 5-ul să aibă un target la 48. Acesta ar fi un prim target pentru acest val 5, în caz că nu facem un lower low. Sunt persoane care au cumpărat, deja acumulează și vor să știe unde se vândă. Dar dacă facem un higher high și depășim această zonă, ne putem gândi că următoarea rezistență ar putea fi la $48-49. Ok? Și abia apoi să urmeze o corecție mai mare. Deci cam astea ar fi unele dintre scenariile pe această monedă. Avem zonele unde se acumulă, am explicat. Dacă am intrat în valul 2, este super ok, știm unde să cumpărăm. Asta ar însemna că Polkadot-ul va scădea mai mult de atât. Da? Dacă vedem că formăm un higher high, avem rezistență, plus avem și acest scenariu care ne indică ce să facem sau unde să cumpărăm în caz că vom intra pe acest val 3 în jos. Da? Și acest scenariu, sau dacă vrem să confirmăm C-ul mare, acest scenariu se va duce până undeva în aceste zone, care pentru unii nu arată deloc bine. Da? 14, 8, 5 maximul pe care l-am văzut ar fi $3, da? Bun, asta v-am explicat doar dacă se întâmplă ceva cu Bitcoin-ul. Dacă nu,
Nu e nicio problemă, în cel mai rău caz intrăm pe valul 2. Ok, și acum haideți să vorbim și despre Bitcoin. Vreau să mă uit puțin pe S&P 500, dacă îl și găsesc. SPX, vreau să văd ce mai făcut, nu am mai făcut nimic, da? Deci tot în acest val B se află. Dar vedem că arată mult mai ok, a recuperat și gap-ul. Și v-am explicat, valul acesta se poate duce chiar și până în 4600. Dacă a depășit, putem fi bullish cu adevărat. Dacă nu, este puțin mai riscant, pentru că valul ăsta se poate întoarce. De fapt, putem confirma valul B în această zonă și ne putem întoarce pentru valul C. Să confirmăm 4, valul 4 mare. Da, cred că v-am amețit pe toate zeci de milioane de valuri. Bun, Bitcoin. Aici nu avem nimic, dar să luăm de la început. Da, deci asta vi l-am dat ieri pe Twitter. Avem un Gartley pattern cu două, avem două targeturi. Primul target este la 46279. Acesta, prima linie roșie. După care trebuie să avem mare grijă dacă ajunge la 47900. Pentru că mai mult ca sigur vom vedea corecții în acea zonă. Și dacă se confirmă acest pattern de aici, sau de fapt putem confirma un alt bull trap, da? Și de aici acest Gartley pattern are două targeturi, unul la 35 și unul la 34. Da, de aici de fapt în aceste zone puteți cumpăra mai mult ca sigur, da? Zone de buy foarte foarte puternice. În caz că acest pattern se confirmă, încă n-am putut să-l invalidez pentru că n-am format un lower low. Da, dacă formăm un lower low, se va invalida, l-am șters, la revedere, trecem la altceva. Dar până atunci, vedem că îl ține ok. Și vedem dacă ajungem primul target, la 46279, aici se va intra short. Primul ordin de short, al doilea ordin de short în punctul D. Și de aici ne așteptăm să cadă. Ok. Se poate întâmpla asta, exact cum s-a întâmplat și cu acest butterfly, harmonic pattern, bearish butterfly, pe care îl prezentam eu înainte. Da? Targetul a fost aici și v-am spus că aici se va intra short și a respins exact 06, de fapt 1618, exact în target s-a dus. Da? Asta se poate întâmpla și acum, fără nicio problemă. Da? Dar se pot și invalida destul de repede. Oricum o să facem update pe Twitter, acolo găsiți mai multe informații. Okay? Asta ar fi o treabă. Haideți să vedem ce am mai făcut eu aici pe Bitcoin. Da, deci ăsta e scenariul pe care îl știți cu toții. În care noi ne-am aflat acum pe valul 3 și valul 3 se poate duce foarte, foarte jos. O să dăm un target imediat. O să vedem pe acest chart, dacă avem ceva. Da, avem acest scenariu. Ideea e că ce se întâmplă. Ce vreau să vă spun e așa. Tot ce vedeți aici cu verde sunt zone foarte bune pentru acumulat. Noi dacă nu o să trecem de zona asta de 29.000, că dacă nu o să mai ajungem acolo, asta înseamnă că putem confirma valul 2. Da? Hai să vă arăt pe acest chart. Pentru că trebuie să fim pregătiți pentru orice. Dacă lumea va începe să fie foarte bearish din cauza că mulți vor crede că am intrat pe valul la 3 și ne ducem, sau pe valul C și ne ducem în 13-14.000, vă dați seama ce se întâmplă. Așa vor intra din nou short, exact ce s-a întâmplat și aici. Și vom vedea un pump de, ne poate duce și în 70.000. Ok? Și noi trebuie să fim pregătiți pentru treaba aceasta. Și va trebui să acumulăm jos, pentru că în zonele tot ce avem până în 30.000
sunt zone foarte puternice. Da? Și noi putem confirma valul 2 oriunde. Aici. Da? Acum trebuie să așteptăm neapărat să vedem dacă formează un lower low. Dacă a format un lower low din acest moment, este destul de nasol pentru Bitcoin, pentru că se poate duce mai jos. Pentru că avem primul val, al doilea val, dar 2-ul deja se poate confirma în această fază, adică la 39.500, unde s-a dus, pentru că avem un ABC perfect, da? Iar pe logaritmic chart a respins nivelul 1. De fapt, suntem pe logaritmic chart, acum aș vedea că a respins nivelul 1, care este un target pentru valul acesta C, care ar confirma valul 2. Și acum trebuie să vedem ce se întâmplă. Am face un lower low, dar este destul de probabil ca să vedeți Bitcoinul destul de jos. Sunt zone foarte puternice la 38, la 34, 35. Ok? Le aveți aici. Pentru acumulare. Ce este cu verde? 38, 36, avem și la 34, 32, chiar și 30, ok? Avem și acest Gartley pattern, care normal că nu este confirmat și nu ne putem gândi la aceste zone din cauza acestui harmonic, dar dacă se confirmă, adică dacă Bitcoinul va ajunge la 46.200, ne putem gândi liniștit că putem ajunge la 35-34. Da, și de asta zic că ar trebui, sau părerea mea, sau sfatul meu este așa. V-am explicat, sunt o grămadă de scenarii, noi trebuie să fim pregătiți pentru orice se întâmplă în piață. Totul este bearish pe statistici în acest moment, deci sunt destule șanse ca Bitcoin să se ducă în jos. Dar ăștia, dacă vor vedea că se va intra short, vor da prețul în sus. Și noi trebuie să ne pregătim pentru treaba asta. Da? Și atunci, nu trebuie neapărat să stați cu toți banii în buzunar, în USDT, și să așteptați zonele de 20.000, 13.000, pentru că s-ar putea să nu vedeți acele zone. Da? Și dacă, ce se întâmplă? Dacă noi confirmăm valul 2 din acest moment, sau dacă mai coborâm până în aceste zone și voi nu cumpărați, nu acumulați aici, nu trebuie să luați de toți banii. Normal că vă mai lăsați bani și pentru ceva mai nasol, da? Dar dacă nu acumulați în aceste zone, ce se întâmplă? Și dacă au dat prețul în sus, voi de oftic o să intrați după la 60.000, 70.000, 80.000. Și atunci nu este ok. Deja au fost două zone pe care le-am dat zone pentru acumulat. Am avut acest trend, nu este nicio problemă, n-ai ce căuta aici, dar cumperi. Ai avut două zone deja până acum. Prima zonă și a doua zonă. Da? Acumulat. Nu intri cu toată suma în prima, nu intri cu toată suma în a doua. Dar tu deja ești acoperit în caz de ceva. Da? Dacă se duce în jos, știi ce ai făcut, dacă se duce în sus, ai profit. Și nu stai să plângi sau să intri după ce formăm un higher high. Ok? Asta vă sfătuiesc, că n-ai de unde să știi. Dacă scenariul ăsta iese, și este destul de probabil, da? Pentru că n-arată rău, vă dați seama că putem vedea Bitcoinul destul de repede la 70.000. Plus de asta, dacă e să vă uitați pe dominanță, v-am explicat care e treaba și cu aia. A format un double bottom, da? Dacă nu vrea să se ducă mai jos, se va duce mai sus, se va duce mai sus, da? Și are loc. Asta e toată chestia. Double bottom-ul ăsta este un semnal bullish, dar să vedem și în ce parte o ia Bitcoinul, în sus sau în jos pe chart, pentru că chiar dacă o ia în jos, poate crește dominanța. Nu este nicio problemă. Ok. Și ăsta ar fi un scenariu. Ia să vedem ce mai avem aici. Da, aici este o combinație pe care n-am făcut eu neapărat corect, dar se înțelege oricum. Deci am avut acest ABC, după care noi am putea acum forma, asta e scenariul de ieri pe care vi l-am explicat și încă nu s-a invalidat din cauza că v-am spus, ăsta e A-ul, B-ul. Și acum noi, dacă nu facem un lower low, înseamnă că am intrat pe valul acesta C și vrem să-l confirmăm. Iar C-ul acesta va confirma B-ul. După care vedem ce fel de pattern se formează.
Pentru că B-ul ăsta, având în vedere că aul este format dintr-un ABC, înseamnă că putem avea de face cu un plat. Și atunci B-ul se poate duce chiar și până în zona asta, să avem un regular flat sau putem avea, sau B-ul se poate duce chiar și în 56.000. Ok? După care să avem o corecție. Asta înseamnă că ne putem gândi la un expanded flat. Dacă se duce până acolo, B-ul poate să, ăsta, C-ul se poate duce destul de jos. Sunt o grămadă de scenarii la care noi trebuie să avem grijă, dar la cum arată? Dacă ăsta este A-ul și ăsta e B-ul, deși nu arată foarte, foarte ok, din ce cauză? Pentru că A-ul ar trebui să fie un impulsiv move și probabil dacă dăm pe un time frame mai micuț, să vedem un 1, 2, 3, 4, 5 acolo. Dar B-ul nu prea arată AB, da? Deci B-ul întotdeauna trebuie să fie format dintr-un ABC. Ok? Și asta înseamnă că noi mai putem avea, ca să confirmăm B-ul acesta, ar trebui să scadă acum, să-l confirm undeva în această zonă, adică așa, da? A, B, C. Pentru acest scenariu, după care să mergem cu C-ul în sus. Și la fel, aici iar e altă bătaie de cap, pentru că B-ul ăsta... Să vedem dacă face un lower low, deși n-ar trebui, pentru că pe A n-avem un ABC. Și atunci B-ul n-ar trebui să facă un lower low și să termine undeva oriunde în această zonă, da? La o scădere, după care să formeze C-ul. Sunt foarte multe scenarii. Dacă o ia de aici în sus, pentru că vedeți, cam stă și pregătește el ceva. Că este în formă de acumulare, consolidare, stă și... probabil să rupă în sus sau în jos. Deși la cum arată, se poate duce și în sus fără nicio problemă. Avem imbalanțe în această zonă. Da? Dar vom vedea care-i treaba. Zona de buy, pe acest scenariu le aveți jos. Da? Bun. Dacă rupe în sus, probabil să iasă acest Gartley pattern pe Bitcoin și vom intra short în aceste zone, 46 și 47.900. Ok, rezistență destul de, de fapt foarte, nu pot să zic că sunt slabe, sunt foarte puternice, astea două de aici. Ok, nu văd Bitcoinul foarte bullish, este normal să aibă reacții. Ați văzut, s-a dus în jos, s-a urcat, că nu este normal. După care s-a dus iar în jos, iar a urcat și acum s-a dus în jos, dar n-a mai făcut un lower low. Dar nici un higher high. Vom vedea acum ce se întâmplă. După care avem și scenariul pe care îl știți. Da, adică noi putem intra acum pe valul 3. Asta să fie 1, 2, 3, 4, 5. Și probabil că Bitcoin vrea să confirme valul 3. Dar atunci va fi de destul de nasol, că stai agresiv și o să coboare. Cum a urcat în zona asta, așa o să vede și o coborâre pe partea cealaltă, da? Ce urcă repede, scade repede. Asta e toată ideea. Și atunci noi am confirmat valul 3, adică am avea așa 1, 2. Să nu mai facem un higher high, dar să începem să facem un lower low. 3, 4 și 5, da? Pe valul ce mare. Ce mai văzusem ieri, sau nu știu cum v-am arătat acum mai de mult, cu o săptămână, două, vă spuneam de acel head and shoulders, da? Unde head-ul ar trebui să fie undeva în zona asta și acum să formăm, sau deja să avem... Eu numai puțin, eu nu le prea tranzacționez și atunci. Deci left, head, și asta să fie right, probabil. Și acum noi să coborâm în jos, dar ar trebui să avem ceva targeturi pentru treaba asta și să punem un trend line. Așa, da? Sau să vrea să formeze, de fapt, asta să fie left, head. Și acum să formeze right. Trebuie să dăm un target așa prima oară. Să fie asta head-ul, să fie right shoulder.
un infoline de sus până jos. Da. Și îl ducem aici. Și zona am de undeva la 36-37 de mii. Dacă e să luăm așa fără weak-uri, doar body candle, pe line, cum ar veni, da? Trebuie să ducă până aici. Și ce ar confirma el aici? Bine, e un pattern bearish, asta vreau să zic. Eu nu le prea tranzacționez. Dar se vede destul de clar un head and shoulders. Vom vedea acum. E, situația arată destul de bearish. Am făcut și un tweezer top în această zonă. Da, și asta nimic că se poate duce Bitcoinul mai jos. Suntem pe daily. Pe 2 days la fel. Tweezer bottom, tweezer top. Dar ne indică că ne putem duce mai jos. Doar să urce și să depășească zona asta. Bitcoinul, ia să vedem la cât. Are o rezistență aici la 44.800. Dacă a urcat peste 44.865, da, putem fi bullish, dar până atunci nu prea sunt șanse. Iar dacă lumânarea se oprește sub 44.865, ne putem duce mâine, de exemplu, că sunt bani mâine, poimâine, da? Zilele următoare ne putem duce în jos. Și putem confirma. Oricum, zona asta e plină de imbalanțe. Și v-am spus de când urcam în sus că formăm imbalanțe și că vor fi acoperite. Până acum a fost acoperită imbalanța de aici și mai avem câteva în jos. Da, deci situația este destul de bearish, dar trebuie să ne pregătim și pentru scenariul bullish, pentru că se poate întâmpla orice. Ok. Deci până acum am avut două zone perfecte pentru acum explicat asta și asta, pentru cine investești pe termen lung. Bun, de zone pe Bitcoin în caz că Eliana Solu se duce mai jos, avem aici 38, 36, 34, 32, da? Dacă e să modific ceva, le veți găsi pe Twitter. Dacă se duce în sus, putem confirma asta. Să intre short în zona asta de 46-47.000 și ne așteptăm să scadă. Dacă se confirmă, ne putem aștepta, da? Și la 35-34 din această zonă. Bun, păi cam atât pentru astăzi. Sper să vă fie de folos acest video. Și să ne auzim cu bine în următorul clip. V-am salutat, ceau, să aveți o zi frumoasă!